Seară, după ce a pierdut o sumă de bani la păcănele, un tânăr de 30 de ani a început să facă scandal într-un bar din comuna Baia. Tânărul a scos aparatele afară și l-a distrus cu un par. Au peste o mașină, se rucoase, unul arestat. O scandal mare, nu? A fost dezastru. Dar ce-o spart geamul, ce-o spart? La aparate au fost, toate aparate. Au scos aparatele din priză, le-au scos afară. Au oprit-o un cal de pe drum să-l iei să pui aparatele. Băiatul și ăla cu calul a fugit, a plecat rapid și-o... Și-o spart aparatele? O spart din ele, nici nu m-am mai uitat. Și-o spart, o spart geamuri. O vine țigane cu bote, cu pare, cu... Veșinii mei, că doar veșinii mei. Da. Din cercetări a rezultat faptul că în seara de 12 martie 2012 bărbatul se afla într-un bar din comuna Baia unde juca la jocuri de noroc. Însă datorită faptului că a pierdut o sumă de bani, s-a enervat, a smuls din priză cablurile cu care erau alimentate cele trei aparate, după care a scos aparatele din bar și le-a provocat distrugerea abandonându-le. Valoarea prejudiciului este de circa 15.000 de lei. După ce mai mulți angajați ai firmei care deține aparatele de noroc au intervenit pentru a aplana conflictul, tânărul însoțit de alte trei persoane au încercat să ia la bătaie. De frică, angajații barului s-au baricadat în clădire și au chemat poliția. Spiritele au fost calmate abia la intervenția mascaților. La scurt timp, la locul incidentului, au sosit doi angajați ai societății care deține barul și au solicitat intervenția poliției. În acest timp, în sprijinul agresorului, au intervenit alte trei persoane din comuna Baia. Agresorul s-a înarmat cu un par și a început să lovească în ușa de acces la intrarea în bar și în geamurile acestea, unde cei doi angajați se retrăseseră. De asemenea, a fost lovite și tâmplăria termopana barului, provocându-i se distrugeri. Din verificări a rezultat că faptul că acesta a fost susținut în desfășurarea actelor de distrugere și de celelalte trei persoane venite la fața locului, care au lovit la rândul lor bunuri aparținând barului. În bar, la momentul agresiunii, se aflau doar angajații firmei și gestionarea barului care s-au adăpostit. Trei persoane au fost încătușate și duse la audieri, iar doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore. Valoarea pagubelor se ridică la 15.000 de lei. În urma intervenției poliției, participanții la agresiune au fost încătușați, mobilizați și transportați la sediul poliției municipiului Fălticeni. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și ultraj contra bunurilor morale și tulburarea liniștii publice. De asemenea, s-a luat măsura reținerii față de două persoane pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi suspecții să fie prezentați instanței cu propunerea de emiterea mandatului de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.